UDMR crede că este absolut necesară dezbaterea și adoptarea unei legi a salarizării unitare care să facă ordine în sistemul bugetar, în salarizarea personalului din sistemul bugetar, pentru că astăzi, din păcate, avem situații foarte contradictorii în cadrul aceleași instituții sau între personalul din instituții diferite, dar care au aceleași atribuții, sunt diferențe majore în ce privește nivelul salarial, ceea ce nu este corect. De asemenea, inechitățile care au rezultat de-a lungul timpului și care și anul acesta au continuat cu privire la unii angajați care au salarii mai mari decât conducătorul instituției vor trebui nu numai evitate, dar și eliminate într-un sistem cu o lege de salarizare unitară. Conducătorul instituției întotdeauna are cea mai mare responsabilitate și proporțional cu această responsabilitate, evident, are și cel mai mare salariu. Așteptăm proiectul guvernului. Este important ca acest proiect de lege să fie dezbătut fie în dezbatere publică cu toate organismele sindicale, patronale și tot ceea ce înseamnă instituții și organisme care sunt interesate în aplicarea unei asemenea legi și, evident, după aceea să vină în Parlament, ca Parlamentul să se poată pronunța. Este important ca o lege a salarizării unitare care face ordine în sistem să fie adoptată anul acesta și să intre în vigoare în România. Domnule președinte al Senatului, domnule prim-ministru, doamna primar general, domnilor miniștri, stimați foști colegi. Și spun foști colegi pentru că am văzut în sală câțiva cu care cred că acum 15-16 ani eram și eu tot de aceeași parte a baricadei și negociam cu guvernul, cu guvernele din acei ani pentru modificarea legislației, legii administrației locale, finanțelor publice locale și nu numai, pentru că activitatea aleșilor locali să fie o activitate care să, sau cadrul legal să fie permisiv și stimulativ. S-au obținut câteva lucruri importante în acei ani. Din păcate n-am reușit să obținem unele prevederi care să fie puse în acord cu Constituția României. Și vreau să mă refer puțin la motivarea deciziei Curții Constituționale de vineri, care, dincolo de alte considerente, statuiază un lucru despre care noi toți vorbim de foarte mulți ani, anume stabilește o delimitare clară între oportunitate și legalitate. Și nu este vorba numai de miniștri aici, este vorba inclusiv de primari, de restul aleșilor locali, pentru că de prea multe ori, de mult prea multe ori, majoritatea instituțiilor publice de control din România, Curte de Conturi, parchete, alte instituții, au venit să întrebe primarul de ce a făcut drumul ăla și nu celălalt drum, sau de ce a făcut acea investiție și nu cealaltă investiție. Eu cred că această decizie a Curții Constituționale va trebui să fie luată în seamă în mod serios și sunt convins că și Guvernul și Parlamentul ce legi vor trebui modificate, vor fi modificate, pentru că primarul trebuie să răspundă doar în ceea ce privește legalitatea. Declarația mea politică se referă la nu deceselor în spitale prin infecții nozocomiale. În România secolului 21, din păcate, fenomenul infecțiilor nozocomiale din spitale este deja o realitate cruntă. Iată că în ultima lună s-au înregistrat alte două cazuri de decese în urma contactării de germeni din spital. Este trist, dar adevărat. Alți doi pacienți au pierdut bătălia în lupta pentru viață. Este vorba de Georgiana Maxim, în vârstă de 36 de ani, care s-a internat la Spitalul Bagdazar Arsenii pentru o banală operație de hernie de disc cervicală și
Gheorghe Ponchiș, în vârstă de 65 de ani, care s-a internat la Spitalul Județean din Timișoara pentru a fi operat de endocardită acută. Începând cu luna septembrie anului 2016, Organizația Mondială a Sănătății a lansat un semnal de alarmă serios, după ce, în urma unui studiu britanic, a fost descoperit că bacteriile rezistente ar putea omorî până la 10 milioane de oameni pe an până în anul 2050, la fel de mult ca și cancerul. Organizația Mondială a Sănătății a publicat lista cu 12 superbacterii mortale, care sunt cel mai mare pericol pentru sănătatea umană, și Agenția ONU pentru Sănătate a subliniat că multe dintre aceste bacterii au evoluat și sunt rezistente la multe antibiotice. Având în vedere gravitatea celor spuse mai sus, consider că avem nevoie urgent de un plan național de combatere a infecțiilor nozocomiale din spitale și cu acest prilej trag un semnal de alarmă Ministerului Sănătății să trateze cu maximă seriozitate această problemă drept urgență națională și să ia măsurile care se impun pentru a nu mai muri oamenii cu zile. Vă mulțumesc!